Salutare, dragilor! Salutare! Suntem în drum spre Vulcanii Noroioși. Este ora 3:20. Da, la ora asta ne-am gândit să plecăm din București. Nimeni din această mașină n-a fost vreodată acolo. Dacă vă vine să credeți. O minune naturală din România. N-a fost vizitată nici de mine, nici de Adi, de Teddy, în mod evident că n-avea cum. Hai cu noi să vedem cum e ți-e treaba. Avem 10 km, tata. Până răbdător, cu căluț și... Unde mergem noi acum? La Vulcanii Noroioși. Așa. Uite, mai arată acolo, semn că mai sunt 7 km. Ești nerăbdător? Prima oară la Vulcanii Noroioși? Ești nerăbdător, nu-i vreau să... să nu spun nimic. M-a avut o idee bună? Da. Acum, ce-a venit ideea? Păi, m-am inspirat. M-am uitat pe internet, zic unde să-mi scot flăcău în weekend. Am văzut 20 de destinații aproape de București. Zic, da, și am văzut Vulcanii Noroioși. Zic că nu se poate să fie așa departe. Și hop! Zic, este să mergem noi la Vulcanii Noroioși. Sigur o să-i placă lui Teddy, că e un peisaj așa selenar. Arată de parcă am fi pe lună. Deștept să sar un extraterestru. Teddy la Vulcanii Noroioși. N-a fi atent la asta. Fiți atenți la asta. Știi că nici eu n-am fost. Ți-am spus că nici eu n-am fost niciodată la Vulcanii Noroioși. Ți-ai zis să mergem? Da. Nici Adi n-a fost. Pentru toți trei este prima oară când mergem. Poate e o chestie care le rupe așa. Ce sus suntem! Ia uitat! Vezi ce frumos bulburosește? Da! Bulburosește frumos, nu, tata? Ia. Da! Iubitul! Ia uitați-l! Pai! Ia, ți-a plăcut, mă, tata, la Vulcanii Noroioși? Da! Ha? Da! Puteți să mai mergem o dată? Da! Noi mergem! Doamne, așa îmi place să stau pe coclauri. Uneori când stau în București ăla, uit ce frumoasă e natura, pe cuvânt. Uite ce țară avem. Oare o să reușim să o păstrăm și pentru ceilalți copii care vin în urma noastră? Ha? Voi ăștia de generația mea, ce ziceți?